Muzeul de artă Casa Șimian din Râmnicu Vâlcea găzduiește timp de 3 săptămâni expoziția Muntele, Copacul, ce cuprinde 10 de lucrări semnate de cunoscuta pictoriță Angela Tomaselli și câțiva dintre prietenii săi, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Vâlcea. Printre operele artiștilor plastici consacrați și-au găsit locul și picturile a 5 copii talentați din Râmnicu Vâlcea. Mă bucur foarte mult că aici sunt nu numai prietenii mei vâlceni, ci și prietenii mei brezoieni, care au venit special să cunoască și pe colegii mei și să vadă ce am mai lucrat eu între timp. Munții sunt un subiect mai vechi pe care nu mă pot opri să îi pictez cât de des pot. Munții sunt, de fapt, muntele, emblema brezoiului, care se numește Țurțudan. Angela are un stil propriu, pentru că lucrările ei merg spre metaforă. E foarte ușor să faci un peisaj să semene cu peisajul văzut, dar e foarte interesant să-i dai o altă conotație filozofică, spirituală și să te joci, pentru că Angela nu are nici vârstă, pentru că se joacă. Ne-am gândit că dacă tot vrea să facă o expoziție cu copaci, să mai aducem câțiva artiști care să întregească, să facă pădurea. Ne-am gândit la toate generațiile, evident, și pentru că eu aveam un proiect în derulare, un proiect al muzeului. Autoarea a numeroase expoziții premiate atât în țară cât și în străinătate, Angela Tomaselli este considerată unul dintre cei mai reprezentativi pictori contemporani. Operele sale se regăsesc pe simezele Ministerului Culturii, Muzeului de Artă Contemporană Galați, muzeelor din Bacău și Botoșan, dar și în colecții private din Italia, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, Canada, Coreea de Sud, Danemarca sau Australia. Expoziția de la Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea este deschisă publicului larg până în noiembrie 2019.